seara și bine v-am regăsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă prezint jurnalul regional. Misiuni dificile ale polițiștilor de frontieră mehedințeni zilele acestea, când temperaturile au coborât mult sub minus 10 grade. Revenim imediat cu amănunte, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Veste bună pentru râmnicenii, taxele și impozitele locale pentru 2015 rămân la același nivel ca anul trecut. Polițiștii mehedințeni au constatat aproape 200 de abateri de la regimul circulației în numai 24 de ore. Un bebeluș a fost la un pas de a fi omorât de o asistentă medicală la Spitalul Județean de Urgență din Craiova. Misiuni dificile ale polițiștilor de frontieră mehedințenii zilele acestea, când temperaturile au coborât mult sub minus 10 grade Celsius. Marinarii sunt nevoiți să supravegheze și să controleze granița pe Dunăre, acolo unde gerul se simte mult mai tare. Pe lângă faptul că se îmbracă foarte gros, polițiștii de frontieră spun că întâmpină dificultăți și cu parâmele embarcațiunilor, care îngheață instantaneu. Ați venit, e cald. Bun. Cum v-ați descurcat cu temperaturile? Frig? Exact. Destul de greu, dar asta nu ne-a împiedicat să ducem misiunea la bun sfârșit. Polițiștii de frontieră marinari, care supraveghează și controlează frontiera de stat a țării, lucrează 12 ore cu 24 libere. Cum în ultimele nopți, temperaturile au ajuns la minus 15 grade pe Dunăre, munca lor a fost foarte dificilă. Iarna condițiile sunt foarte grele, fiind frig, aparatele de încălzire nu fac față decât la anumite temperaturi. Cum a fost noaptea trecută? Noaptea trecută echipajul mi-a raportat că a fost foarte frig, parâmele au înghețat, geamurile au înghețat datorită condensului și a valurilor și au avut probleme privind vizibilitatea, rezolvându-le prin ștergerea geamurilor și cu aparatele de navigație aflate la bord. Și circulația pe Dunăre are pericolele ei când este ger. Apar sloiuri de gheață, bucăți de lemn care sunt aduse de apă și care, în contact cu fibra de sticlă a embarcațiunii, pot produce un impact dur. Destul de greu de lucrat pe timpul iernii, în special pe embarcații care sunt construite din fibră de sticlă și plastic. Îndeosebi pentru faptul că apa care sare la valuri sau la curenții de apă pe punte îngheață instantaneu, iar echipajul se descurcă destul de greu în ceea ce privește mobilitatea lui pentru executarea misiunilor. În altă ordine de idei, la temperaturi foarte scăzute, legăturile se ia foarte greu, deoarece parâmele care sunt din material sintetic îngheață și sunt foarte greu de manevrat. La frontiera mehedințeană, peste 100 de polițiști marinari desfășoară operațiuni de supraveghere și control pe Dunăre. 39 dintre aceștia lucrează la sectorul Drobeta-Turnu Severin. Pe fluviu sunt mult mai multe pericole, este foarte frig, temperatura e cu aproximativ 3-4 grade sub minus și dacă azi noapte au fost minus 8 grade în Drobeta-Turnu Severin, pe Dunăre a fost minus 13-minus 15 grade în funcție de locul de desfășurare a misiunii. Sunt curenți puternici, este ceață, este navigație. Și atenția trebuie foarte sporită. Munca polițiștilor de frontieră mehedințeni se desfășoară în condiții mai bune de astăzi, când mercurul din termometre a mai urcat câteva grade. Consiliul Local Râmnicu-Vâlcea a decis în ultima ședință de anul trecut ca taxele și impozitele locale pentru 2015 să rămână la același nivel ca în 2014. Activitatea de încasare a plăților locale aferente anului în curs a demarat deja. Râmnicenii își pot achita obligațiile către stat atât la sediul Direcției Economico-Financiare a Primăriei, cât și la birourile de la Stadionul Zăvoi. Persoanele fizice beneficiază în continuare de bonificația de 10% pentru plata integrală a obligațiilor aferente anului în curs până pe 31 martie. În cazul în care se vor sesiza aglomerații la ghișee, se ia în calcul deschiderea de la jumătatea lunii februarie și a biroului de încasare din strada I.C. Brătianu, cartier Ostroveni.
Polițiștii rutieri mehedințeni au constatat aproape 200 de abateri în numai 24 de ore. S-a acționat nu doar pentru identificarea participanților la trafic care nu respectă regulile de circulație, ci și pentru prevenirea evenimentelor rutiere grave. Oamenii legii au urmărit să-i facă pe șoferi să conștientizeze cât de important este să poarte centura de siguranță. Un accent deosebit s-a pus de asemenea pe acordarea de prioritate pietonilor, dar și pe starea tehnică a mașinilor. Ieri, polițiștii au controlat în total 203 autovehicule și au legitimat 220 de persoane. S-au constatat 190 de abateri de la regimul circulației pe drumurile publice și s-au aplicat amenzi în valoare de 32.000 de lei. Au fost sancționați 50 de conducători auto care au depășit viteza legală pe diferite sectoare de drum și 50 de șoferi care nu purtau centura de siguranță. Polițiștii au mai aplicat 10 amenzi contravenționale pentru defecțiunile tehnice constatate. Au fost reținute în vederea suspendării 5 permise de conducere. A avut un înger păzitor, altfel asistenta l-a omorât cu zile. Este vorba despre un copil de 9 luni pe care mama sa îl dusese la spital pentru că era răcit. Bebelușul a fost găsit anemic și s-a decis să îi se administreze sânge. Numai că asistenta a încurcat pungile și chiar înainte să-i pună flexura copilului, greșeala a fost sesizată de un alt cadru medical. Cristiana Coman ne povestește că și-a dus copilul la Spitalul Județean de Urgență din Craiova pe 1 ianuarie. Micuțul nu se simțea foarte bine, vomita și avea roșu în gât. A fost trimisă la pediatrie pentru un consult amănunțit al bebelușului. Doamna doctoră mi l-a găsit anemic când i-a făcut analizele și m-a rugat foarte frumos să-i pună o pungă de sânge. Și am spus da, nu e nicio problemă să-i pună. A venit asistenta să-i administreze sânge copilului, numai că a ajuns în salon cu punga greșită. În loc să scrie pe punga de sânge Coman, scria Ionescu. Și doamna doctoră deja ieșise din gardă, au intrat alte asistente. Și am spus la asistenta de a intrat că nu este bine punga și ea mi-a spus că ce ești nebună? Cum să nu fie tu ești? Eu știu mai bine, tu știi mai bine ca mine. Asistenta a ignorat avertizmentele disperate ale mamei. Încă un minut și copilul putea fi mort. A venit o altă asistentă când să-i pună flexură. Se o bage în flexură, a venit doamna asistentă și a spus asta nu este punga de trebuie să ajungă la copil. Și a oprit-o, n-a apucat să-i curgă nici sânge, n-a apucat nimic. Mama a făcut plângere la poliție și la conducerea spitalului. Managerul unității, Bogdan Fănuță, a declarat că s-a deschis o anchetă, iar persoanele implicate au fost momentan suspendate din activitate. În mod normal, din punctul de transfuzie sanguină de unde se ridică sângele, trebuie să știi ce pungă de sânge. Până la administrarea sângelui, la persoana această pungă se mai verifică de câteva ori. Problema noastră este că de ce, chiar din greșeală, de ce a fost eliberată o altă pungă de sânge față de punga care trebuia eliberată. Motiv pentru care în cursul zilei de ieri, până se termina ancheta, persoanele implicate în eliberarea și ridicarea pungii nu mai au voie să lucreze cu personalul, cu bolnavii sau nu mai au voie să lucreze cu sângele. Conducerea spitalului așteaptă acum rezultatul anchetei și, dacă va fi cazul, va lua și măsurile care se impun. Din fericire, eroarea a fost corectată la timp. Copilul se simte bine acum și chiar astăzi a fost externat din spital. Primarul interimar al municipiului Râmnicu-Vâlcea, Gigi Matei, a făcut astăzi o vizită la Centrul Social de Urgență Ioana. Aici au fost găzduite 24 de persoane fără adăpost. Cu această ocazie, edilul șef a discutat cu asistații centrului și a dispus rezolvarea cât mai urgentă a unora dintre problemele semnalate de aceștia. Totodată, primarul interimar a vizitat și cantina de ajutor social din imediata vecinătate. Aceasta funcționează la capacitatea maximă de 200 de persoane servite, cu o masă caldă în fiecare zi. Edilul s-a interesat de calitatea mâncării și a constatat și câteva aspecte negative, dispunând imediat rezolvarea acestor probleme. Puțin știu că Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu din Drobeta Turnul Severin are în patrimoniu un atlas care cântărește 20 de kilograme. Acesta cuprinde hărți ale Imperiului Romano-German și a fost tipărit în prima parte a secolului al XVIII-lea. Și mai puțini au reușit să-l răsfoiască, pentru că este foarte greu de manevrat. Atlasul geografic tipărit în Germania are peste 2000 de file. Atlasul a fost tipărit în anul 1736 la Nuremberg și conține sute de hărți ale Imperiului Romano-German. Pe cât este de vechi, pe atât este de greu, cântărește aproximativ 20 de kilograme. Răsfoindu-l, am găsit și hărțile principatelor române, nu și municipiul Drobeta Turnu Severin. Cartea a văzut lumina tiparului cu mult înainte ca orașul să fie declarat modern. Sunt însă celelalte localități ale județului, Strehaia, Vânju Mare și Orșova, care corespunde insulei Adacale. Pe lângă multe alte hărți, am ajuns aici la Principatul Transilvaniei,
Ceea ce este extraordinar la această hartă și la toate hărțile din cadrul atlasului este minuțiozitatea cu care este redată. După cum se vede, este redată foarte bine, foarte amănunțit și gândindu-ne la tehnica timpului respectiv, acest lucru este extraordinar. Se văd foarte bine vecinii, adică Moldova, Valahia și Regatul Ungariei. Angajații bibliotecii I.G. Bibicescu au explicat cum este posibil ca o carte atât de veche să reziste în timp. Acest atlas nu a fost scos niciodată din secția de patrimoniu. Cei care vin să îl consulte trebuie să facă o cerere scrisă la directorul instituției și apoi nu îl pot consulta decât aici. Când se fac expoziții, într-adevăr, ele sunt transportate în anumite condiții de securitate, pentru că și secția are anumite condiții de securitate. Adică există gratii, totul este securizat încât să nu se poată întâmpla ceva cu el. Și când este expus, de asemenea, trebuie anumite condiții în ceea ce privește lumina, umiditatea, încât să nu fie deteriorat. Atlasul gigant cântărește 20 de kilograme și este o adevărată bijuterie pentru Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu. De altfel, fondul de carte al instituției este unul deosebit de valoros, cu peste 600 de cărți ce au o vechime de aproape 500 de ani. În continuare vă prezentăm informațiile meteorologice. Vremea se încălzește în Oltenia. La noapte, temperatura va scădea sub cota înghețului doar la Târgu Jiu, unde vom avea minus 1 grad Celsius. La Râmnicu, Vâlcea, Drăgășan și Slatina se vor înregistra 0 grade. În celelalte localități ale regiunii vom avea temperaturi nocturne pozitive de 1 grad sau 2 grade Celsius. Mâine va fi o zi frumoasă în cea mai mare parte a Olteniei. La orele amiezii, temperaturile vor urca foarte mult față de zilele precedente, până la 6 grade la Caracal și Corabia, 7 grade la Râmnicu, Vâlcea, Filia și Drăgășan, Slatina și Craiova. La cetate Calafat, Drobeta și Târgu Jiu, mercurul din termometre va arăta chiar 9 grade. În unele localități din județele Dol și Olt vor cădea precipitații sub formă de ploaie, dar slabe cantitativ. Jurnalul regional a ajuns la final. Sunt Raluca Săcuianu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc să aveți parte de un weekend minunat. La revedere!